Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Buget de Familie. Eu sunt Ioana și pe acest canal vă dau idei și soluții pentru bugetul unei familii, iar astăzi facem un unboxing de la Fares cu foarte multe produse cumpărate. O să vă spun de ce ni le-am ales, cum le-am cumpărat și sper să vă placă acest video. Avem produse de 800 de lei, toate venite în același pachet, 190 și ceva. Și vă dați seama câte produse avem. Nu sunt toate pentru mine, câteva sunt și pentru mama, pentru prietena mea. Am uitat să vă spun că am făcut aceste cumpărături pentru că prietenul meu, Andrei, a câștigat o excursie acum un an de zile la campania Fares. Și pentru că n-am mai putut să mai meargă, cei de la Fares, na, știți, cu COVID, cu probleme din astea, cei de la Fares au fost de acord să îi dea contravaloarea excursiei în vouchere și eu m-am zis, măi, eu n-am ce să fac cu atâtea, așa, tu m-ai ajutat cu concursuri și atunci mi-a lăsat și mie vouchere în valoare de 800 de lei să le folosesc și sunt super încântată pentru că ne-am făcut super, super stoc. Bineînțeles și eu le împart cu altă lume, că știți cum e, dar din dar se face rai, dar m-am gândit că poate vă interesează ce mi-am ales și de ce. Cam acestea sunt toate produsele pe care ni le-am luat în valoare de 800 de lei, da, arată super multe sau super puține în funcție de cum vi se pare și haideți să intrăm, să zicem, în pâine și să vă arăt ce ne-am cumpărat. În primul rând, începem cu ceaiurile de la Fares. La fiecare comandă pe care o faci, primești un ceai gratuit. Eu am avut 4 comenzi separate pentru că voucherele erau în valoare de 200 de lei. Și deși au venit împreună, am primit pentru fiecare comandă câte un ceai. Și din acestea le voi face și cadou. Unul pentru mama, unul pentru prietena mea, unul pentru noi și unul pentru niște vecini. După care am acest ceai de la Fares cu nalbă și mandarine, este foarte, foarte bun. E vreo 20 de lei, deci nu aș putea spune că este foarte ieftin, dar mie îmi place foarte mult, e un ceai relaxant. L-am încercat anul trecut când am câștigat prima oară la Fares și de atunci îmi place foarte mult, iar acum că a fost acest voucher, am zis ia să mai fac stocuri de acest ceai. Mi-am luat doar unul pentru că am tras concluzia, inițial pusese mai multe în coș, dar am tras concluzia că e mai important să cumpăr alte lucruri pe care o să vi le arăt. Ce mai avem? Mai avem 2 cutii de biomicin. Acesta este un fel de antibiotic natural. O să vină zile grele în care nu o să știi dacă ai COVID sau cine știe ce ai gripă. Ne-am luat niște biomicin forte, care sunt cele 2 variante, dacă este infecțioasă și bacteriană. Am ales acest produs nou de la Fares, Biosept Plus. Am cumpărat 4 cutii. Am luat și o cutie de Biosept pentru prietena mea, pentru că ea nu l-a mai încercat. 2 pentru noi, una pentru mama, una pentru un vecin. Sunt foarte faine aceste produse, Biosept și Biomicin. Am și Biosept aici, am și sirop pe care i-l-am dat celui mic, nouă ne plac și mai ales ne place faptul că nu trebuie să luăm antibiotice decât dacă lucrurile sunt foarte, foarte grave, să sperăm că nu este cazul. Avem calciu și vitamina D, 2 cutii sunt pentru mama pentru că ia tot timpul calciu și vitamina D, iar o cutie este pentru mine pentru că acum nu m-am dus să-mi fac analizele, eu de obicei mă duceam să fac analize în septembrie când treaba era mai ok, dar acum nu cred că mă voi duce, deci o să iau niște vitamina D pentru că vara asta eu nu cred că mi-am luat vitamina D naturală, că na, știți cum e, nu mare, nu soare, am zis să o iau preventiv. Păi ziceam că avem și Biosept 2 cutii, le-am împărțit pentru că asta cu hapciul solubil este și pentru prietena mea, că și are copii mici. Este o pudră foarte bună, am și eu încă una. Pentru ăștia mici, știți cum e, că nu s-a văzut copil mic care să nu fie înfundat. Iar aici am dezinfectant de mâini de la Biosept. Este o formulă nouă. Am cumpărat de 200 de lei. Da, cutiuțele sunt foarte mici, nu sunt super, na, știți cum e, fancy, pensi, lipite. E clar că le-au făcut pe grabă ca să iasă, pentru că este nevoie de acest dezinfectant de mâini. Este cu uleiuri esențiale și este de mare folos. În perioada asta am zis să-mi iau niște lucruri pentru silueta perfectă, niște prafuri, niște comprimate pentru controlarea apetitului, că mănânc de zici că n-am mai văzut. Biosept Bebe este pentru prietena mea, că are bebeluși mai mici.
are copilaș mai mic decât al meu, iar acesta este un spray, adică o chestie pentru nas, tot de la Biosep, Biosep nazal. Arată ca un parfumel, dar îl tragi pe nas și da, nu în acel fel de tras pe nas, dar m-am gândit că este foarte de folos în această perioadă. Am și ceai hapciu. Avem aici un spray nou, Biosep dezinfectant. Am încercat și acest gel de mâini. Am și o lopțiune hapciu, tot așa pentru nas înfundat și lucruri de genul acesta. Și cam asta am cumpărat. A zice că de 800 de lei ar fi trebuit să cumpăr mai multe, dar sunt totuși medicamente. Și am zis să-mi fac eu comanda acum, pentru că prietenul meu, Andrei, a câștigat de ceva timp și mi-a zis, uite, când vrei să faci comanda, spunem și îți fac eu comanda, numai spunem ce vrei. Și uite că noi am făcut comenzi separate, dar doamnele de la Fares m-au sunat și m-au întrebat dacă se poate să-mi trimită totul într-un pachet super, super mare și vă dați seama că pe mine nu m-a deranjat. Așa că suntem, eu zic că pentru iarna asta suntem rezolvați și cu gel dezinfectant de mâini, că na, o să fie și asta o problemă. Încercăm și tot felul de produse noi, cum ar fi ăstea de la Biosept Plus, Bioseptul pentru nas, Biosept gelul pentru mâini dezinfectant, că na, este în continuare nevoie și nu văd de ce am cumpărat de la altă firmă, chiar dacă ăstea de la Fares nu sunt perfecte, dar ideea este că vă dați seama că ei nu produc așa ceva și faptul că na, etichetele pe aici sunt un pic desprinse, n-ar trebui să vă spună nimic despre calitatea produsului, doar faptul că este mai important să scoată produse din astea decât să le scoată perfecte. Și chiar mi-am cumpărat să fie. Câți mililitri are acesta? Are 50 de mililitri, deci sunt perfecte de pus în geantă. Pentru că n-am prea găsit foarte mult dezinfectant, am fost și până la Jumbo să vedem ce au și dezinfectantul lor, sincer, nu m-a prea convins, scria că e 63% alcool și ar fi fost bine să fie peste 70%, dar știți cum e și am zis că mai bine îl luăm pe cel de la Fares. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest haul, am avut super noroc că prietenul meu, Andrei, a fost super drăguț și ne-a dat și nouă niște vouchere să le folosim și le voi împărți și cu prietenele mele, cu vecinii, cu mama, cu toată lumea, la mine e tot așa, dar din dar se face rai. Și tot timpul împart cu lumea din jurul meu, mai ales când am așa de multe. Mulțumesc că v-ați uitat până la final și ne revedem cât de curând în următorul vlog. Pa, pa!